Elevii Colegiului Național Dragoș Vodă din Sighetu Marmației au făcut cunoștință astăzi cu un istoric contemporan. Este vorba despre Liviu Câmpianu, cercetător științific în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane al Academiei Române, filiala Sibiu. Tânărul cercetător se află în Maramureș pentru promovarea celui mai recent studiu al său. Cu această ocazie a oprit și la Sighet pentru un schimb de idei și informații cu elevii pasionați de istorie. Scopul acestui eveniment este prezentarea cărții pe care am scris-o despre epoca lui Ștefan cel Mare, concentrată asupra unui moment concret din domnia acestuia, și anume bătălia de la Codrii Cosminului, carte care se bazează pe o serie de documente inedite pe care le-am aflat la Arhiva Secretă a Moștenirii Culturale Prusace din Berlin în anul 2012 și care s-a concretizat într-o lucrare științifică care urmează să apară în următoarele luni la editura Humanitas și care, sau pe care am transformat-o în această lucrare de popularizare menită să fie accesibilă largului public, inclusiv elevilor, pe care îi văd prezența astăzi în sală și care au fost și ieri prezenți la evenimentul de la Baia Mare. Sper din tot sufletul ca textul pe care l-am scris să ajungă la ei și să ajungă la un palier cât mai larg de cititori și de interesați ai subiectului, ai istoriei medievale și nu numai, de pasionați de istorie. Ar trebui, sau conceptul acestei cărți ar trebui să o facă accesibilă, deci tuturor celor care într-un fel sau altul sunt interesați de trecut. Întâlnirea a avut loc în cadrul unui proiect implementat de Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, care și-a propus să le facă cunoștință elevilor cu istoricii contemporani. Am demarat, de fapt am gândit, începând din toamnă, acest proiect împreună cu colegul meu, inspectorul de istorie Marius Voinaghi, proiect pe care l-am intitulat Să ne cunoaștem istoricii contemporani. Obiectivul este să efectiv să ne cunoaștem istoricii contemporani și să îi aducem față în față cu colegii noștri, profesorii de istorie și cu elevii, astfel încât să avem un schimb de experiență între ceea ce înseamnă cercetător și ceea ce înseamnă munca de la clasă și cum văd elevii diferența dintre un cercetător pe partea de istorie și un profesor de istorie și cum se face legătura între un cercetător și profesorul de istorie. Și am gândit anul acesta să luăm legătura cu câțiva dintre istoricii contemporani, mai tineri, mai bătrâni, și să îi punem față în față cu mici evenimente create în școlile din județul Maramureș.